Amalia Urucu, de 8 ani, locuiește în București cu părinții. Merge la școală, face lecții, face tenis și engleză, se joacă, se uită la filme pe tabletă, își observă peștii din acvariu, ascultă radio și cântă. Activitatea mea preferată este să mă joc. Trebuie casnice, dacă tot vorbim de asta. Nu prea sunt cu chestiile astea, adică doar, de exemplu, îmi strâng masa și o ajut să facă prăjituri, adică ce le place tuturor să facă. Îi place să petreacă timp cu părinții jucându-se Monopoly. Uneori se joacă și singură sau cu prietenele ei. Într-o zi am citit o carte cu 100 și ceva de pagini. Eu și mami Zână. Și le-am citit pe toate 4 volumele. Bine, dar am avut și un mic ajutor, că mi l-a citit mami odată, iar apoi... Amalia merge săptămânal la un club pentru copii unde face pian și canto și acum se pregătește pentru un recital de Crăciun. They say, dance on me, dance on me, oh, oh. I never seen anybody do the thing you do before. They say, mum-com-yum-com-yum-com, yeah, yeah. And when you're done, I make you do it all again. Când vine vorba de meseria ei din viitor, Amalia își dorește să devină tenismenă și cântăreață. Una mea este tenisul și canto. Am văzut cum am câștigat multe turnee și cum am lansat multe albume. Și cam atât. Și că voi fi foarte plăcută de oameni. Amalia nu stă prea mult pe ecrane, iar în jumătatea de oră zilnică, când are acces la ecrane, se uită la filme pentru copii. Păi, tati este foarte simplu să-l convingi cu ceva, de care mami nu este de acord, mai că nu trebuie să fie mami acasă, ca să îmi dea voie. Mami, nu-mi dă voie pe tabletă când, în zilele când sunt obosită și am ochii în cap. Iar, de exemplu, azi am cerut lui tati și tati, și fix după ore, adică de câteva ore stat online, iar apoi și tabletă. Și am cerut, tati, poți? Da, cum să nu? Iar apoi după ce m-am uitat la un filmuleț pe YouTube Kids, da, mami mi-a închis tableta și l-a sunat pe tata. Amalia spune că ea are superputerea iubirii, iar mama superputerea fericirii. Face foarte multe glume, mai puțin când e supărat, iese un dragon mare. Adică nu mai este de glumă. Noroc cu tatăl său, care are superputerea împăcării. De fiecare dată când eu mă cer cu mami, el cam ne liniștește, adică încearcă să facă o idee încât să fie fericiți toți. Amalia are un mesaj pentru părinți. Să-și asculte copii și să nu mai fie așa de agitat. Să nu se mai concentreze mult pe muncă și să se joace cu copiilor. Săptămâna asta la școala de supereroi Tibiții învață oul pe găină. Oul este Amalia Urucu, de 8 ani. Urmărește-o cum crește supereroul.